Am revenit la Procuratura Generală. Cerem socoteală pentru incidentul de săptămâna trecută. Costea vrea să intre odată cu poliția, dar eu vreau să știu că pot intra și face uz de drepturi fundamentale și fără poliție. Bună ziua! Eu sunt Oleg Brega. Am fost agresat săptămâna trecută și am cerut de la Procuratura Generală explicații. Până acum n-am primit nicio explicație. Pot să vorbesc cu purtătorul de cuvânt sau cu cineva? Unde ați depus cerere? Nu, online am depus. Am scris online. Este birou de audiență? O să vă... Dar purtător de cuvânt are instituția? O să vă aduc la cunoștință. Unde este dosarul? Bună ziua! Nu înțeles. Nu, deocamdată nu e necesar, mulțumesc. Săptămâna trecută am fost agresat aici pe hol și era necesar ajutorul poliției, dar nu a intervenit nimeni să mă apere. Și de aceea am cerut socoteală la Procurorul General și la Ministrul de Interne. Deocamdată n-am niciun răspuns. Nici nu prea ai cum să justifici așa intervenție violentă împotriva drepturilor omului. Aici e dosar penal. Părerea mea. Puteți vă rog să anunțați purtătorul de cuvânt al procuraturii să vină să vorbim? Doamna mă trimite la dumneavoastră. Poate nu știi telefoanele. Dacă nu vine purtătorul de cuvânt, pornim protest și nu cred că vă doriți huit. De ce preferați să ieșiți în stradă să vorbiți cu mine, cu noi, dacă eu vin aici să vorbim cinstit? Pașnic. Dar mai ating un singur purtător de cuvânt și aveți la Procuratura Generală. Nu cred că sunt mai mulți. Ce zici, doamne? Așteptăm. Fără cartel, e strict interzis. Dar 7 ani de acasă ar trebui să le șeresc la cei care intră acolo, că unii n-au educație elementară. Habar n-au de legi și de drepturile omului. Am venit cu oamenii să protestăm și îi așteaptă rezoluție. Cealaltă ușă. O zis că am ușa să vorbească cu purtătorul de cuvânt și poate vine. N-au niciun răspuns oficial, mă trimit la birou de audiență. Salut. Dumneavoastră le-ați spus că noi cerem să vii purtătorul de cuvânt? Da, am vorbit. Și ce v-a răspuns? O sunat și acum și așteptăm. Așteptăm? Încă răspunsul nu a fost, da? Nu a fost. Dar și acolo tot schema hol sau gata, nu mai știu. Turnichet, acces numai cu cartelă, scrie și de ce, în legătură cu nu știu ce situație, ia de să vedem. Nu, cu regulamentul regimului de acces. Ce să dezinfectăm? Nu, dacă e până este, lucrează să văd. Dar trebuie să apeși. Aha. Dar îți dai seama să-ți dea asta în ochi, să vină cineva mai josuț.
da, un copil să apiese și să-i țâșnească spirit de 70% în ochi. Îți dai seama și periculos. Putea să ajungă, putea să ajungă la ochi. Ia că m-am stropit eu deja. Ia că încă o problemă de semnalat. Ia o problemă pandemie. Ce? E greu. La toate instituțiile ca pui numai mâna și nu te stropești. Să nu atingi, să nu atingi. Nu, și eu nu am știut că trebuie să apeși până la atâta. Nu știu chiar dacă știi, dar dacă îți țâșnești în față, e un defect periculos. Da. Da. Rămâi fără vedere cu 70 de grade. Păi, dacă știi că la noi e Moldova, justiție e oarbă. Păi, tot e oarbă. Așa e, așa e, așa e zeiță. Știi, dar tu n-ai înțeles aluzia. E oarbă și trebuie să fie, nu trebuie să treacă prin... Asta e zeița Atena, zic că înțeleg. Nu chiar Atena, nu, asta e zeița Temis, mă tin, că zeița justiției, a dreptății. Temis, da, da. Justiție, da. Atena era înțelepciune, știm că e tot... E complicat. O zeiță. Legea e dură, dar e lege. Ana, dură, e o dură. Da. E o dură, da. E dură. E în latină, n-ai gândit să știi. Latina veche. Angajați îmblă fără măști. La ei s-a terminat pandemia și, și gardiana și-a pus mască numai că n-am intrat eu. Da, dar dumneavoastră fără mască, așa... Așa e, trebuie, e tăt îmblă fără mască, ea ca și nenea și ăla. Noi cu mască, că dacă s-o trag noi fără mască, nu trebuie să faci că vezi obiecte și noi, așa? Chiar scrie la intrare că trebuie mască. Da. Și pretorii dumneavoastră, nu știu, nici dumneavoastră, nici pretorii, și cu variante de astea. Cât, cât mai stăm? Eu zic să începem protest, că ei s-ar putea să ne țină așa tot ziua. Stai, că poate, poate nu-ți grăbesc ei. Păi dacă nu se grăbesc, vezi cum o să grăbească când începem protestul. Mai stai alea, că poate într-adevăr e mușbine și-a păzgoi, băi, m-ați grăbit. Și care e problema? Dar lasă eu leacă să... Stai eu leacă, poate ei vin și noi ne grăbim fără să trebuiască. Eu la 10 trebuie să fiu la partid și la... Nu, la 11 trebuie să fiu la partid și la 12 trebuie să fiu la ambasada Belarusiei. Mi-a zis la protest la ambasada Belarusiei. Ați auzit ce a fost ieri în Belarus? Da, și-a fost ieri în Belarus. Boul de Lukashenko a dat ordin la armată. Și-a coborât un avion care zbura între Atena, între Grecia și... Un avion care zbura deasupra Belorusiei, dar n-avea legătură cu Belorusia. În avionul și-a lăsat afla unul care era împotriva, un jurnalist. Îl critică, da. Un jurnalist care era împotriva lui Lukashenko. Și atunci când s-a afla avionul deasupra aerului Belorusiei, Lukashenko a oprit avionul, a făcut ca o somat avionul să coboare. A urcat un avion militar să-l amenințe cu rachete. Și l-a sechestrat pe și-a, l-a răpit pe și-a. Și idee interesantă. Păi da, chiar și idee urmă și asta. Și tu, băi, da, chiar așa l-a fac și vreau. Stai terorism. Da, uite, răpit un om. Răpit un om. Lukashenko e terorist, dacă oprești un avion. Terorism, terorist e cel care seamănă teroarea împrejur, adică seamănă frică împrejur. Și dacă oprești un avion de mers, amenințându-l cu, cu armata, nu e terorism de stat? Hai, un avion civil, nu e situație de război. El este un terorist pentru statul lui. El, Șuvăron era un terorist pentru statul de Moldova, pentru că e mult teroare era și atunci. Lukashenko e terorist pentru străini deja, că au dispărut 6 oameni din avionul acela, nu numai Protasevici. E, dacă l-a plorat, trebuie să spui că e terorist. Că nu m-a votat. Da, nu știu. Nu, n-am primit. Presa voiește. Și organizațiile internaționale. Eu mă duc, sper să vină și presa la 12, că am anunțat public. Asta e acțiune Hyde Park, dar aceea e, na, nu știu, civic, partid, nu știu, care și cum vrea. Da. Ăsta e justițiabil, nu cred că e angajat. Sau cred că e angajat la procuratură. E scris legea pentru toți, eu nu înțeleg. Exact. Asta... care spală cu ei fără mască, a intrat dumneavoastră ei fără mască și noi trebuie să-i spunem că trebuie mască. Știi ce mă întreb? Pe ce criterii să ajunge? Pe ce criterii ajung să lucrezi aici și cei care lucrează aici? Cum ajung? Profesionalism. Da? Profesionalism. Eu am zis mulți tineri, am văzut aici. Cred că stări profesionist fie din da. Deci, nu știu, așa direct după facultate sau cum?
În loc de facultate, vii aici și ești speț. Da, băi, să nu-mi dispară trotineta cât amana aici la procuratorul pe asta în furie. Ar fi culmea, nu? Cum era un banc? Moșule, nu lăsa bicicleta aici, că aici e guvern, e parlament, îmblă deputați, miniștri, dar și poate să ne ofureți. Știi ce vreau să fac? Vreau să-l vorbim cu procurorul general și să-i ofer asta în cadou. Ce zici? Da, da, arată și ai, cap să știi. Nu i-o dai, sur. Uite. Tot cu justiție. A, am înțeles. Ai, chiar stoie în ogul, chiar stoie în ogul. Da, aici. Tot așa istorie. Așa trebuie portată masca, pe barbă. Masca pe barbă, bravo, bravo, bravo. Îi puneți omului viața în pericol, îmblând așa. Gândesc să atrasă de mine. Cum se facă când eu spun așa, că am venit ca să-i dau un cadou, da? Vreau să-i dau un cadou, stai în ogul. Deci, ești igualezi asta mate, ca zița justiției, înțelegi? Da. Și cu dânsul în brață. Și vreau să-i ofer lui. Dar vezi că mesajul ăsta e cam xenofob, la tine, de turcismul lui, de numele lui Găgăuz. Aici era început de steagul grec, e stamati, stamati, familie grecească, știi? Dar după zic, dar n-are legătură, știi? Și mai ales și turcești grecească, zic, pun Moldova, știi? Înțelegi? A, păi da, dar ce treabă are stamati și cu zeița asta? Tu n-ai înțeles, nu zic, din cauza lui stamati, tu ai nu e procuror general. A, și tu zici că e seamănă cu Ulesia stamati. Dar văd ieri când protestam, alaltă ieri, săptămâna trecută când protestam, aici stamati ieșea de aici. Și a luat fost cu delegație străină. Aia ca doamna, doamne, e crescut mască pe față, ce mișto! Nu am să văd de zâmbetul acum. Acum nu mai vedem zâmbetul, da? Da, e poate să prezintă. Cum să fac? Să zic că mă apropie aici sau cum? Da, uite, când zic, când fac așa... Stai când vine purtător de cuvânt pe zi, transmiți. Și este mesajul meu de artist. Deci, da, de susținător nu stă. Sara, că trebuie să poartă masca când treci pe mine, în fața noastră. Bună ziua! Sunteți de la relație cu publicul, cu presa? S-au dus plăcinte? Plăcinte acolo. Dar și crezi că fac zabantuiuri pe aici. Și n-au bani să știu. Da. Azi e ziua președintei Maia Sandu, poate servează, chefuiesc. Poate ați vechi pe ciocolată, de sneakers. Nu, ia să vrei să scăpi cum ai dânsa. Dar de fapt, ei s-a ce-și patru joc dânsa și... Cum? Are imunitate? Ea are imunitate, dar... Poți să o ignore, da. Poți să o ignore. Ce poate să fac? Ea... Cum poate ea să intervină în justiție? Nu poate, da. Îi convoacă la CS, cum îi zice, Consiliul Superior de Securitate. Dacă e procuror, îmblă fără mască. Dacă are cartelă... Are staj. Are chelie și îi trebuie mască. El e protejat. Imun, de mare imunitate. El are imunitate. Toți intră fără mască. Îl cunosc pe ăla, din mod nu te-l-a văzut. E vreun procuror. Dar dumneavoastră, de ce degeaba stați aici și nu le faceți, dumneavoastră, la lucrători, dumneavoastră, observații? Și spuneți-le dacă o să citească aici, în legătură. Nu, aici e cu cheia, aici tăți au cheia. Poate domnul procuror nu mă cunosc. Haideam să protestăm că suntem degeaba. Și nu iese nimeni. Nu vezi că nu iese nimeni. Suntem de 14 minute. Nu contează, o să vin afară și o să ne roage să încetăm protestul. Probabil. Stoianoglu, vrem audiență și răspuns la plângere! Am fost agresat în holul Procuraturii Generale Stoianoglu! Stoianoglu!
Neglo, vreau răspuns la petiție! Cine vrea cu asta? Dar poate trebuie să ne așteptăm alea și bine. Așteptați? Dar eu n-am răbdare. Eu mă grăbesc să-mi trăiesc viața. Da, dar trebuie să vină cineva și să-mi dau și eu cad. Da, dar dacă nu vine, ce-ți faci? Și am luzin cât hai spart. Doamne, și rușine am tras. Și rușine am tras. Bine că n-am stat mai mult. Hai să Thank you.